6 decembrie. Sfântul Nicolae sau Crăciunul copiilor. Protector al copiilor, este primul moș, darnic sau justițiar care le face acestora cadouri odată cu venirea iernii, dar și al tâlharilor, al corăbierilor, al oștenilor. Sfântul Nicolae se serbează atât pentru boli, cât și pentru lovituri, precum și, evident, pentru sprijin acordat în cele mai diverse situații. Sfântul Nicolae este primul sfânt bătrân, asociat anului înaintat în vârstă sau în zile. Este patron al iernii, gardian al soarelui, rece, a anului, aducând zăpadă și gheață la început de iarnă. Sfântul ierarh Nicolae, tâlcuit ca fiind biruitor de popor, așa s-a și arătat, fiind biruitor al răutății spre folosul lumii. Se spune că este al doilea sfânt făcut de Dumnezeu, care este alături de Părintele Ceresc, în stânga lui, iar în noaptea de Sfântul Vasile, Dumnezeu și Sfântul Nicolae stau la masă, arătându-se lumii în lumină mare, atunci când cerurile se deschid de 3 ori. Se spune că Sfântul Nicolae a fost corăbier, îndeletnicindu-se cu negoțul pe apă și cu prinsul peștelui. Într-un rând, stârnindu-se o furtună mare, corabia lui s-a prăvălit în apă și o mulțime de oameni s-au unecat, scăpând dintre toți numai dânsul. Atunci, Sfântul Nicolae a început să se roage fierbinte lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a milostivit și toți cei înnecați au înviat. De aceea, când ai să treci vreo apă mare, bătrânii satului zic să-ți faci cruce la margine și să te rogi Sfântului Nicolae, că el este mai mare peste ape. Iarna, după spusele multora, începe la Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae e un moș bătrân cu barbă albă. Atunci trebuie să-și scuture negreșit Sfântul Nicolae barba lui cea albă, adică trebuie să ningă neapărat. Iar când se întâmplă câteodată să fie locul negru, atunci se zice, hei, a întinerit Sfântul Nicolae.